Ziua 497. Astăzi cele mai mari știri vin din Est, unde recent ucrainenii au efectuat un raid amplu HIMARS de-a lungul întregii linii de contact. Prima țintă a devenit cel mai mare hub logistic rus de pe teritoriul ocupat, Donetsk. Donetsk este unul dintre cele mai mari orașe din Ucraina, ca mărime, și este cel mai industrializat, ceea ce înseamnă că are o logistică foarte bine dezvoltată, pe care rușii o folosesc cu plăcere pentru a acumula și depozita muniții și echipamente. Imaginele au fost rapid geolocalizate și s-a dovedit că ținta era destul de evidentă. Ucrainenii au lovit un depozit al fabricii Sarmat, care se află doar la 100 de metri de o legătură feroviară. Surse ruse au raportat că ucrainenii au folosit două rachete HIMARS pentru o lovitură. Unele surse au raportat că ucrainenii au reușit să distrugă echipamente nou susite. A doua țintă a devenit orașul geamăn al Donetskului, Makivka. Imaginele geolocalizate indică faptul că o explozie puternică a avut loc pe teritoriul uzinei metalurgice. Fabrica în sine este extrem de mare, așa că rușii au folosit-o pentru a acumula tone de muniție. Surse ruse au raportat că ucrainenii au lansat două rachete HIMARS și aici. Ba chiar au susținut cu sinceritate că una dintre rachete a fost doborâtă. Dar iar ar uita să arate orice fel de dovadă. Ce să spun, e foarte ușor să investighezi ce spun rușii. Ucrainenii de obicei când spun că au doborât rachete, mai arată și niște poze și atunci trebuie să-ți faci munca, să te uiți la poze, cât de cât să analizezi, ce fel de rachetă și mai multe chestii. La rușii foarte ușor, ei spun exact ceea ce s-a întâmplat și nu oferă nicio dovadă. Deci mură în gură, să nu spun altceva cu ură. Și singura întrebare e dacă o înghiți. Explozia a fost atât de puternică încât fumul a cuprins mai multe orașe. Surse ucrainene au confirmat că ucrainenii au lovit cu succes un depozit de muniție rus care tocmai primise provizii uriașe. Scopul acestor lovituri a fost reducerea resurselor ruse disponibile pe frontul de est, pentru a submina capacitățile defensive ruse, în special în jurul Bahmutului. Crearea unui deficit pe termen scurt de muniție poate crea o fereastră perfectă de oportunitate pentru avansare, deoarece, după cum vă amintiți, ucrainenii mai au de depășit doar o fortificație înainte de a se putea extinde la sudul Bahmutului. Unii analiști au susținut că depozitele de muniții pe care ucrainenii le-au vizat astăzi cu HIMARS conțineau în principal obuze de artilerie. Și se pare că este adevărat, pentru că în același timp ucrainenii au început să folosească HIMARS pentru un foc eficient de contrabaterie foarte frecvent. Astăzi, Brigada 43 de artilerie ucraineană a lansat un videoclip care arată cum au vânat artilerie rusă pe flancul sudic al Bahmutului cu HIMARS. Prima țintă a fost sistemul Gvozdika de lângă Zaitseve. A doua țintă a fost un sistem de rachete de lansare multiplă, Grad, lângă Kodema. O altă țintă a rachetei HIMARS a fost încă un sistem, Gvozdika. După cum puteți vedea, toate aceste sisteme asigurau sprijin trupelor ruse tocmai în zona de avansare a ucrainenilor. Echipamentele HIMARS au efectuat și o serie de lovituri pe flancul nordic al Bahmutului. Aici, ucrainenii au lovit sistemul 2C5 Gjatsintse de lângă Bahmutske, un sistem de rachete cu lansare multiplă BM-21 grad din apropiere, al doilea grad în Pokrovske, al treilea grad la sudul Pokrovskei, un obuzier D-20, care seamănă foarte mult cu 1981 românesc, nu știu de ce, lângă Pidhorodne și un obozier M-109 în Bahmut. Să rezumăm, judecând numai după filmările disponibile, în ultimele două zile, ucrainenii au distrus 9 sisteme de artilerie rusă de diferite tipuri. Acest lucru este extrem de important, deoarece în război este o axiomă. Artileria inamicului este principalul factor care încetinește înaintarea. Dacă combinăm faptul că ucrainenii au distrus aproape o duzină de sisteme de artilerie ruse, cu faptul că au aruncat în aer, în ghilimele, și câteva depozite uriașe de muniții lângă Bahmut, putem observa că ucrainenii creează rapid condiții foarte favorabile pentru ceva. Mulțumesc frumos, oameni buni, că m-ați ascultat și astăzi. Îmi cer scuze de vocea mea astăzi, sunt un pic răgușit. V-aș ruga frumos totuși să mă susțineți cu un like și poate chiar să vă abonați la canal dacă apăsați pe steagul care trebuie să apară. Și mai am și speranțele să ne auzim mâine, să menținem inițiativa.